Un scenariu demn de film, cu scene de film, dar un scenariu confirmat de reprezentanți ai tuturor taberelor implicate în acest război. Vorbim de tabăra Grindeanu Ponta, tabăra Dragnea și, de ce nu, și de tabăra de la Curtea Constituțională. În acest moment știm așa, Curtea Constituțională pe 4 mai a dat o decizie la acea excepție ridicată de către avocatul poporului, care se referea la legea 90. Membrii Guvernului nu trebuie să fie condamnați penal și, prin urmare, Curtea Constituțională a venit cu decizia pe 4 mai, însă motivarea a fost publicată de-abia marți, marțea aceasta, în data de 20 iunie. Deși se vorbea de această motivare de aproape 3 săptămâni și știau și cei din PSD și cei de la Curtea Constituțională, judecătorii spuneau că motivarea este gata și urmează să fie publicată. În această motivare vedem negru pe alb odată că toți cei care sunt condamnați penal pot ocupa funcții în guvern în momentul în care sunt reabilitați, amnistiați, în momentul în care își termină pedeapsa, pentru că această condamnare nu este pe viață. În momentul în care s-a terminat condamnarea și reabilitarea și acea perioadă de încercare, pot să ocupe funcții în guvern. Asta spune această motivare. Tot această motivare, la pagina 15, mai spune ceva, că trebuie o corelare clară între condițiile de acces în Guvernul României, și avem legea 90, dar și în Parlamentul României, că trebuie aceeași unitate de măsură pentru ambele instituții, pentru că ambele sunt la fel de importante. În acest moment știm că cei care sunt condamnați cu suspendare pot să fie parlamentari, pentru că la asta se referă această motivare a Curții Constituționale. Și aici intervine scenariul exploziv, care, spuneam, este confirmat pe surse din toate taberele. Tabăra Grindeanu Ponta ar fi vrut să opereze pe baza acestei motivări publicate de Curtea Constituțională, să dea o ordonanță de urgență chiar marți, cu o zi înainte de votul la moțiune, în care să spună că dacă cineva este condamnat cu suspendare, nu poate să fie parlamentar, să-și piardă mandatul. Să opereze pe baza acestei motivări. Ar fi avut loc această ședință chiar marți, o ședință de guvern, ultima înainte de votul la moțiune, iar din partea Ministerului Justiției ar fi trebuit să participe secretarul de stat Moț, care, din informații pe surse, nu a venit la acea ședință, i s-a făcut rău, a leșinat și de aceea ședința de guvern nu s-a mai ținut. Prin urmare, cei din tabăra lui Liviu Dragnea au aflat de această mișcare, pentru că știau de motivarea curții și de aceea au început acest plan de a-l da jos pe premierul Sorin Grindeanu. Așadar, vedem cum au evoluat aceste lucruri, nu s-a putut ține ședința de guvern, a căzut apoi cabinetul condus de Sorin Grindeanu și, de fapt, planurile lui Grindeanu și Ponta au fost aflate de către cei din tabăra lui Liviu Dragnea. Spuneam că sunt scenarii demne de film, dar confirmate pe surse din toate taberele. Mulțumesc foarte mult, Andreea, și stăm de vorbă chiar în aceste momente cu jurnalistul de CNews, Bogdan Chiriac. Bună dimineața, domnule Chiriac! Bună, domnule! Incredibile aceste informații care vin pe dcnews.ro în această dimineață. Aș putea spune că, într-un fel, pare să prindă contur ceea ce s-a tot vorbit în ultimele zile, respectiv motivul pentru care brusc s-a rupt acest lanț de iubire dintre Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu. Care a fost problema acestei moțiuni de cenzură și acestei cădere a guvernului? Explicațiile total necredibile pe care l-a furnizat președintele Liviu Dragnea și PSD-ul. Să poate 6 luni de zile să spui că guvernul este extraordinar și programul de guvernare se înfăptuiește foarte bine și că e totul în regulă, în 3 zile îți dai seama că guvernarea a fost un dezastru, de miniștrii demisionează, să cere demisia primului ministru, el nu și-o dă, trece o moțiune de cenzură la limită. Guvernul a fost dat jos de Ianche, Tache și Cadârnu, de deputații de la minorități, fără de care Grindeanu era în continuare prim-ministru, după care miniștrii considerați catastrofali își retrag demisiile și vor înapoi în guvern. Deci această chestiune de profundă nesinceritate, zic eu, că a afectat enorm PSD-ul. Și atunci am încercat să aflăm ce s-a întâmplat și pe surse. Am aflat că, iată, se pregătea
chipurile această lovitură de palat, prin care, beneficiind și de motivarea Curții Constituționale, domnul președinte Liviu Dragnea ar fi fost îndepărtat și din Parlament și din conducerea partidului. Bun, dar care era interesul lui Sorin Grindeanu în această poveste? Să-și înlăture șeful de partid dintr-o funcție extrem de importantă, cea de președinte al Camerei Deputaților. În acel moment s-ar fi deschis în mod evident lupta pentru președinția partidului și domnul Sorin Grindeanu era de departe cel mai bine plasat. Totdeauna primul ministru în funcție are un ascendent asupra celorlalți membri ai partidului, că din cauza asta este bine ca președintele partidului să fie și prim-ministru dacă câștigă alegerile. Bun, în aceste momente este scenariul cel mai plauzibil, spuneți dumneavoastră, respectiv această ordonanță, spune colega mea Andreea Dumitrache, confirmată pe surse și de tabăra Grindeanu-Ponta. În aceste momente, de asemenea, Sorin Grindeanu este în continuare premier în funcție interimar, cei drept. Din punct de vedere procedural, în zilele scurse, până când va fi investit un nou executiv, poate să adopte această ordonanță? Nu, fiindcă în momentul în care guvernul a fost demis, nu mai poate da ordonanță de urgență. Ei fac în acest moment doar chestiuni strict administrative, nu știu, de băgat benzină în mașina guvernului, lucruri de genul acesta. Deci, în acest moment, e un rățoi șchiop guvernul, nu are ce să facă. Se vorbește foarte mult despre variantele cu care se va merge la Cotroceni, respectiv Mihai Fifor și Florin Georgescu. Are Liviu Dragnea vreo siguranță că viitorul premier nu va adopta această ordonanță de urgență în condițiile în care argumentul principal este decizia Curții Constituționale? Nu cred că poate exista nicio garanție în acest sens. Înțeleg că domnul Florin Georgescu nu mai este o opțiune, fiindcă domnia sa ar fi refuzat. Sigur, Mihai Fifor este un lider puternic și carismatic al partidului. Problema este că și domnul președinte Iohannis trebuie să fie de acord cu dânsul. Până la urmă, această nebunie cumva ar trebui să se oprească, fiindcă, în mod evident, primul ministru are tendința de a se înstăpâni asupra partidului. Nu știu dacă Liviu Dragnea va reuși să oprească acest lucru. Dar lucrurile de data asta trebuie direct tranșate, fiindcă România nu va mai suporta încă o moțiune de autocenzură peste 6 luni de zile.